Bună ziua! Declar deschise lucrările mesei rotunde de astăzi. Asociația Școala Gorjeană își propune să organizeze, și asta facem acum, o masă rotundă dedicată unei probleme, aș spune, foarte importantă pentru învățământul gorjean și învățământul românesc, și legată de reabilitarea infrastructurii. Spun de la început, toată dezbaterea noastră este înregistrată de postul NSATV și va fi difuzată mâine seară la emisiunea Școala Gorjeană pe care o realizez la acest post de televiziune. De ce este important o asemenea temă? Pentru faptul că de foarte mulți ani ne plângem că nu sunt fonduri în învățământ. S-au succedat mai multe guverne, în ultimii ani s-a investit destul de mult în învățământ, prin intermediul comunităților locale, consiliilor județene, bineînțeles la Ministerul Educației, a Guvernului în general, dar din păcate ne plângem că nu sunt suficiente, resurse și infrastructura are problemele ei. Nu avem o strategie în domeniu. Anul trecut, Guvernul României a demarat un acord cu Banca Mondială prin care să facă o asemenea strategie. A început în martie, suntem în iulie anul următor. S-au făcut pași destul de timiți, practic doar s-au făcut niște constatări, nu e vorba de o strategie. Și avem o mare problemă. Neavând o strategie, ne știm în ce investim, avem surpriza să nu putem să facem față cerințelor actuale. Pentru că în învățământul românesc nu se mai pune problema că nu avem termopane, nu avem clădirea în general modernizată, ci avem o altă problemă foarte mare, și anume cea a calității. Tocmai de aceea încercăm și în dezbaterea de astăzi, de asta avem și autoritățile prezente lângă noi, să aflăm care ar fi cele mai bune soluții, să prezentăm câteva situații. Avem astăzi comunicări din partea domnului Marius Buzerea, vicepreședinte CRDPS, prim vicepreședinte Asociația Școala Gorjeană, domnul Adelin Ungureanu, vicepreședinte Școala Gorjeană, în același timp cadru universitar, și, bineînțeles, o să avem astăzi pozițiile și celor care sunt invitați, pentru că problema infrastructurii școlare, realitării infrastructurii școlare, nu este doar una românească. Să știți că cu această realitate se confruntă toate țările din vechiul bloc comunist și nu s-au făcut, din păcate, prea mulți pași în această direcție. E adevărat că unii au reușit să facă câte ceva, poate învățăm din această experiență. Ne bucurăm ca să fie alături de noi la această dezbatere domnul prefect Ciprian Florescu, domnul viceprimar al municipiului Târgu Jiu, Adrian Tudor, domnul consilier al președintelui Consiliului Județean, domnul Pasti, doamna inspector Melania Popescu, în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Gorj, domnul Petrovici, consilierul, domnul deputat Weber și la Consiliul Județean, de când are mai multe calități, domnul primar Dănuț Birou, domnul primar de la Târgu Cătunești, domnul Constantin Hurică, președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământ Gorj, am prezentat chiar în ordinea venirii, ca să nu se supere nimeni. Da. Bineînțeles, avem aici pe doamna director a Colegiului Economic din Maghiarul, pe doamna director a Colegiului Tehnic General din Maghiarul, pe domnul Ion Săceanu, directorul Colegiului Tehnic Mătăsari, pe doamna Haidău, directorul Liceului de Muzică și Arte Plastice. Avem de asemenea director de la mai multe școli din județ pe care îi vedeți, avem reprezentanți ai primărilor și altor primării, primăria Mărești, reprezentată la directul la pe domnul contabil Șef Bucorescu, și bineînțeles foarte mulți colegi care au derulat proiecte. Am lăsat și Drăguțeștiu, apropo, tocmai m-am eludat domnul viceprimar că nu-i pe nimeni, iată că am reușit performanța foarte ușor. Avem aici și pe domnul Albinel Firescu, un prieten al învățământului, cel și dânsul reprezentant la nivelul diverselor consilii și comitete și la nivelul de inspectorat școlar, chiar dacă nu sunt este muzeul județean. Acestea fiind spuse și având un program, toată lumea, de fapt, vreau să vă spun că dânsii au reușit
să ajungă aici. Domnul președinte al Consiliului Județean este la București astăzi. Parlamentarii, chiar dacă sunt în vacanță oficială, au diverse alte activități. Am reușit să-i strângem la o masă, să încercăm să discutăm câte ceva despre această problemă, chiar dacă suntem la început de vacanță. Poate în sfârșit de august, început de septembrie, când toată lumea se trezește, wow, școala se deschide, trebuie să facem diverse lucruri. Cu toate acestea, noi încercăm să facem acest lucru mai devreme și poate vom avea acea strategie și vom avea acele investiții. Toți cei care suntem aici, să plecăm cumva îmbogățiți după această prezentare. O să rog pe domnul prefect al județului, domnul Ciprian Florescu, să spună câteva cuvinte despre această problematică. Mulțumesc, domnule director. Bună ziua, vă spun tuturor. Și de la bun început, vă rog să-mi permiteți să vă felicit pentru această idee, pentru această inițiativă. E o chestiune legată, dacă vreți, de modul în care se implică factorii decizionali în spectrul educațional la nivel de județ. Pentru că, așa cum vorbeați dumneavoastră, atunci când luăm în discuție strategii, indiferent de palierul despre care vorbim, cred că principalele elemente pe care ar trebui să se construiască aceste strategii sunt generate tocmai de aici, de jos, de la nivel de județ, de la nivel de unități de învățământ. Sigur, vorbind despre infrastructura școlară, vorbind despre tot ceea ce înseamnă actul educațional, putem să dezvoltăm o mulțime de discuții și dezbaterile, cu siguranță, cele care ar avea loc, ar fi nesfârșite, din mai multe perspective. Una dintre ele se referă la faptul că niciodată când vine vorba de constituirea unei strategii de dezvoltare sau de implementare a unor proiecte, și vorbim acum strict de cele educaționale, naște evident controverse. Controverse nu neapărat în sensul adevărat al cuvântului, ci controverse legate de diferite aspecte care domină în acest moment actul educațional românesc. Sigur, școala românească, știm cu toții, nu trebuie să considerăm ca fiind o chestiune secretă sau necunoscută de mulți dintre noi, trece în continuare, din nefericire, printr-un proces amplu de schimbare, de readaptare la nevoile societății românești. Probabil ăsta este și motivul pentru care legile privind educația au fost modificate de-a lungul timpului de nenumărate guverne. Vorbind strict despre ceea ce se întâmplă astăzi în actul educațional românesc, trebuie să ne gândim la faptul că există actori implicați în toată această poveste care se străduiesc, unii bine intenționați, unii poate necunoscători în deajuns ai fenomenului, să adapteze cadrul legislativ la ceea ce înseamnă necesitățile copiilor, pe de o parte, ale elevilor, dar evident și la nevoile de perfecționare ale cadrelor didactice. Bine spunea domnul director mai devreme, trăim o perioadă în care tot mai puțin putem aborda ideea de dezvoltare a infrastructurii gândindu-ne la localuri, gândindu-ne localurile educaționale, evident, la localurile unităților de învățământ, la ceea ce înseamnă dotare, pentru că foarte mulți directori de școli, foarte mulți primari au investit în ultima perioadă, ba mai mult decât atât au accesat fonduri europene, cheia, aș spune eu, în aceste vremuri, pentru o reușită în dezvoltarea infrastructurii educaționale. Au accesat fonduri europene care au dus la o echilibrare, aș zice, și o modernizare firească a tot ceea ce înseamnă infrastructura educațională. E clar, lucrurile nu sunt acolo unde ne-am fi dorit cu toții. Totul este perfectibil, iar aspectul educațional evoluează peste tot în lume, evident și la noi, așa încât încercarea factorilor decizionali de a reduce dezechilibrele create de-a lungul timpului între școala românească și școala europeană, să spunem, că întotdeauna ne-a plăcut să ne raportăm la ceea ce se întâmplă în Occident, aceste eforturi sunt destul de greu de susținut. Aici, iarăși, sunt multe de discutat. Putem să luăm în calcul perspectiva celor ce efectiv
se constituie în generator de act educațional și mă refer aici în mod clar la profesori, începând de jos, să spunem, educatorii, învățătorii, profesorii, institutorii, mă rog, și mergând până spre spațiul academic. De asemenea, ne putem gândi la lupta pe care mișcarea sindicală o duce permanent în ideea de îmbunătățire a condițiilor în care activează cadrele didactice, dar și personalul auxiliar sau nedidactic care activează în unitățile de învățământ. Sunt chestiuni care, de asemenea, nasc de multe ori dezbateri, dezbateri care ar trebui, în mod evident, să aibă o rezultantă pozitivă în ceea ce privește programul educațional, dezvoltarea infrastructurii, adaptarea profesorilor la modul de lucru impus de perioada pe care o traversăm. Una peste alta, trebuie să spunem că în ultima perioadă totuși s-au făcut pași importanți și n-aș vorbi neapărat de aria curriculară, aici sunteți dumneavoastră specialiști și puteți să vorbiți mult mai mult și mult mai bine și mult mai aplicat despre această chestiune. Aș vrea să vorbesc un pic, foarte pe scurt, de interesul Ministerului Educației și al Guvernului în corpore în ceea ce privește evoluția actului educațional pe mai departe. Sigur, am trecut în mare, aș spune eu, peste perioada în care se vorbea despre alocarea din bugetul național a nu știu căror sume pentru educație, pentru sănătate, alocarea din PIB, 1% din PIB pentru o dezvoltare echilibrată a educației în România. Nu este o discuție depășită, e adevărat, e o discuție care își păstrează actualitatea, însă cerințele i-au obligat pe toți, deopotrivă și pe dumneavoastră și pe guvernanți, să apese puțin pe accelerație și să încerce să ajungă la cu totul și cu totul alt nivel. Sunt multe neajunsurile, este clar, în sistemul educațional. Dacă unii spun că reforma educațională trebuia să înceapă cu mărirea salariilor cadrelor didactice, alții sunt de părere că reforma educațională trebuia să înceapă cu o reorganizare a ariei curriculare, alții erau de părere că cel mai potrivit ar fi fost această reformă educațională să înceapă cu o regândire a modului de abordare a educației de către profesori și implicit de către elevi. Lucrurile astea dumneavoastră le puteți stabili, dumneavoastră sunteți cei mai implicați în actul educațional și sunteți cei mai potriviți să generați concluziile care vor sta cu siguranță la baza elaborării unei strategii pe termen mediu, aș spune eu, și chiar lung, pentru că educația în România are nevoie de o astfel de strategie. Eu m-aș opri aici, pentru că, deși sunt foarte multe de spus, n-aș vrea să monopolizez nici dezbaterea și nici să fac pe inteligentul sau pe toate cunoscătorul în ceea ce privește actul educațional. O să urmăresc cu interes opiniile dumneavoastră și, evident, voi extrage ideile esențiale din discuția de astăzi și din următoarele pe care le veți organiza, pentru că înțeleg că acesta este doar un început. Iar aceste idei vă garantez că vor ajunge acolo unde trebuie și prin intermediul meu și prin intermediul colegilor din administrație, pentru că, de ce să nu spunem, ar fi tare frumos să vedem că un astfel de exemplu de bună practică în ceea ce privește interesul față de actul educațional poate să fie preluat de aici, de la Gorj, și translatat în întreaga țară. Eu aș încheia prin a vă felicita încă o dată pentru această dezbatere și pentru proiectul pe care îl inițiați totodată, acela de a dezvolta discuții pe mai departe în privința evoluției actului educațional și a necesităților actului educațional românesc și să dea Dumnezeu ca tot ceea ce dumneavoastră prezentați, tot ceea ce dumneavoastră considerați că este fundamental pentru evoluția educației românești,
să se regăsească într-o viitoare strategie, indiferent de forma care o va îmbrăca, indiferent de cei ce o vor promova, indiferent de condițiile în care, sperăm noi, ea va trece și va deveni, de ce nu, piatră de temelie pentru viitorul educației românești. Eu vă mulțumesc și vă doresc din suflet succes în această dezbatere. Mulțumim și noi domnului prefect al județului Gorj. O să continuăm aceste lor de poziție, foarte interesantă pledoaria dânsului și cred că am putea să evităm pe viitor, adică una din marile probleme pe care le traversăm și noi la Târgu Jiu, dar și în toată țara, într-un oraș toți migrează de la periferie elevii spre școlile centrale, într-un județ pleacă dinspre rural spre urban. Și avem acum foarte mult, deci avem 60 ceva la sută, 67% în unele locuri, în urban, și doar diferența în mediul rural, deși numărul de școli din rural este mult mai mare decât în urban. Prezintă acum poziția domniei sale, domnul Adrian Tudor, viceprimar al municipiului Târgu Jiu. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, felicitări pentru inițiativă. Cred că ar trebui să începem întrebându-ne ce înțelegem prin infrastructură școlară. Că dacă întrebăm, din păcate, și mare parte din cadrele didactice, fără să mai vorbesc de reprezentanții aleși sau aflați pe posturi câștigate prin concurs din administrația publică locală, când vorbim de infrastructura școlară, totul se rezumă la parchet nou și termopane. Din păcate. Eu cred că este momentul în care, atunci când vorbim de infrastructură școlară, să avem niște discuții foarte serioase, având din nefericire 27 de ani de la Revoluție de exemple care ne pot arăta unde am greșit. Pentru că am reușit, doamnelor și domnilor, ca în 27 de ani să ne dorim, în cazul nostru, celor prezenți aici, să ne dorim școli europene, dar când a venit vorba de a aplica un model de școală europeană, întotdeauna le-am spus celor care, europenilor respectiv, că nu e bine totuși cum au făcut ei, știm noi mai bine, le luăm exemplu, dar facem după intuiția noastră și știm noi mai bine cum trebuie să funcționeze și Uniunea Europeană, și învățământul, și școala europeană, și așa mai departe. Avem un exemplu la Târgu Jiu de acest gen de infrastructură sau de investiție sau de... să mă opresc totuși să nu mai cataloghez, că poate se interpretează greșit. E vorba de un campus care nici acum nu este finalizat la grupul școlar Bârsești. Da? N-am înțeles niciodată de ce ambiția unor oameni politici cu niște conexiuni atunci la București au adus banii așa la primărie fără să întrebe pentru unde, că erau niște proiecte pe piață și trebuiau să luăm banii cu orice preț și să-i cheltuim fără să ne întrebăm după ce implementăm acest proiect, facem un campus, facem niște clădiri, pentru ce le facem, cu ce le întreținem, cu ce ne ajută aceste clădiri. Eu când vorbesc de infrastructură școlară mă gândesc la altceva. Mă gândesc că dacă aș avea, cum avem liceul economic în Târgu Jiu, în care eu cred foarte mult și cred că va trebui să ne axăm mult pe specializări în domeniul turismului și alimentației publice, pentru că pe piață avem o problemă acum, Târgu Jiu, dacă nu va fi oraș turistic și cultural, nu mai discutăm de viitorul acestui oraș, vă garantez. Cum ar fi, vorbind de infrastructură, ca la acest liceu, de exemplu, să construim un hostel sau o pensiune cu 5, 7, 8, 10 camere, unde elevii de acolo să facă practică, unde să învețe meserie la fața locului, camerele respective să fie închiriate, liceul să aibă de câștigat. Cum ar fi acest lucru? Sună bine, nu? Cred că aici trebuie să avem atenția îndreptată în viitor și pentru astfel de proiecte. Pentru că asta se întâmplă și în Europa. Asta se întâmplă la Sinaia, din câte știu, au acolo un fost cămin pe care l-au transformat într-un hotel cu
cu servicii de calitate care este solicitat, unde de la cei de la școala profesională sau cei de la liceul respectiv învață și de la cameriste, de la bucătari, de la recepție și așa mai departe. Dom'le, ies cu meseria în mână, cum s-ar spune, după 3 ani sau 4 ani de liceu. Cam așa văd eu lucrurile și cam aici trebuie să se orienteze onor clasa politică din România în următoarea perioadă. Cred că am depășit etapa aceea în care politicienii în România se pricepeau la absolut orice. Deci ei dețineau adevărul absolut. Ei spuneau și când vorbeam de făcut o troiță pentru eroii neamului, cum trebuie să arate troița respectivă, că am văzut lucruri de genul ăsta, din păcate. Arhitecții n-aveau niciun punct de vedere, istoricii nu. Am dat doar un exemplu, dar poate mărunt sau important. Spre asta trebuie să ne îndreptăm. Dumneavoastră care sunteți decidenți la fața locului, trebuie să veniți și să spuneți, domnilor, mie nu-mi trebuie să-mi locuiești parchetul din lemn masiv care mai trăiește 100 de ani cu ghilimele de rigoare, cu parchet nou acum, eu am nevoie de asta. De ateliere puse la punct unde să învețe meserie, de parteneriate cu întreprinderii din municipiul Târgu Jiu, firme din municipiul Târgu Jiu, unde să poată să meargă să facă practică elevii, de hotelul ăsta la liceul economic și sper că să nu treacă o săptămână să mă căutați la liceul economic să ne apucăm de lucru. Da? Vă mulțumesc mult de tot, vă doresc succes. E bine că se face lucrul ăsta, sper să nu fie încă un proiect în care vine nu știu cine și ne asigură consultanță. Eu cred că dacă suntem sinceri cu noi înșine și nu urmărim un scop electoral neapărat noi politicieni, sau dumneavoastră, ca să dăm bine că pe vremea mea s-a schimbat tocăria la clase și avem termopane albe, atunci lucrurile vor evolua normal. Ne uităm că intelectualii României, mari intelectuali României, nu au avut termopane și parchet din ăsta stratificat în clase și nu au avut nici tablă inteligentă, nu au avut decât dorință de carte la un moment dat. Dar putem să le oferim altceva. Cred că proiectul are un avantaj, faptul că ne-am întâlnit cu toți aici, ne spunem păsurile, suntem între prieteni, vorbim deschis despre ce va trebui să facem în continuare. Vă mulțumesc și să aveți o zi absolut frumoasă. Mulțumim domnului viceprimar. Cu siguranță sunt aici foarte multe licee din Târgu Jiu, sunt multe școli din, spuneam, din mediul rural, unde s-au confruntat cu aceste lucruri legate de infrastructură. Bănuiesc că știu despre ce înseamnă infrastructura școlară și ea presupune nu numai clădirea, nu numai termopanele de care vorbea domnul viceprimar sau Poder. Deci aici trebuie să înțelegem lucrurile. Mergem mai departe, domnul Cristian Toader Pasti, consilierul președintelui Consiliului Județean. Bună ziua! Sunt onorat să fiu la această masă cu niște oameni care încearcă să facă ceva. Și nu orice fel de oameni, ci profesori. Întotdeauna mi-am plecat capul în fața dascălilor și a profesorilor și a oamenilor care ne dăruiesc lumină, pentru că a ști carte înseamnă să fii un om care să vezi lumină și nu întuneric. Vreau să vă spun că am o experiență lungă și majoritatea dintre dumneavoastră mă cunoașteți și am lucrat împreună de-a lungul anilor. Vin aici cu dorința de a fi în echipa dumneavoastră și din postura de consilier al domnului Cosmin Popescu, care vă salută, este plecat la București cu probleme importante, să vă pot ajuta în demersurile dumneavoastră. Pentru că unul din rolurile mele este acela de a elabora împreună cu dumneavoastră și cu alți oameni care vor binele acestei țări strategii. Am pronunțat un cuvânt cheie pentru că, din păcate, strategiile noastre ori sunt prost făcute, ori sunt prost aplicate. Din păcate, nu am văzut aproape nimic dus cap-coadă, pentru că intervin tot felul de factori perturbatori și din acest punct de vedere mai avem multe de învățat. Domnul Cornel Șomâcu e un om pe care îl cunosc de foarte mult timp. Prin anii 2005-2006 scriam articole în ziarul Dânșilor Vertical, În drum spre Europa se numea, nu intrasem în Uniunea Europeană. Avusesem privilegiu să văd multe școli, licee în Europa și am crezut că o parte din experiența mea
pot să o pun în practică atât la Târgu Cărbunești, unde am fost primar 12 ani și mă bucur că aici în sală este și domnul Dănuț Birău, care a fost învățător, apoi profesor, director de școală și acum primar. Am încercat să le punem în practică și poate că mare am reușit. Dumneavoastră, ca și dascăli, scoateți două categorii de elevi. Elevi deștepți, care mai apoi merg în mediul universitar și sigur că îți devin și mai deștepți și sunt imediat racolați de marele firme din Europa și de marile concerne care îi folosesc în dezvoltarea afacerilor, a profitului și a PIB-ului țărilor respective, cei mai mulți dintre ei părăsind România. Și o altă categorie care sunt elevii slabi, din păcate sunt destul de mulți și vă pot spune că am predat și în preuniversitar și de vreo 10 ani predau și în universitar și văd care este nivelul. Din păcate, cred că asta se dorește, pentru că cel deștept își pune întrebări, se întreabă de ce, celălalt devine masă de manevră și de cele mai multe ori un element în această globalizare bun doar pentru a munci pentru stăpâni. Încă o dată vă spun, vă felicit pentru inițiativa dumneavoastră, trebuie să elaborați o strategie, trebuie să vă sprijinim, pentru că Ferdinand spunea la inaugurarea Facultății de Mecanică din Timișoara, pe care și eu am absolvit-o, scria că nu contează zidurile, ci contează spiritul care este în interiorul acestor ziduri. Mai fac o mică remarcă și cu asta închei. Avem licee frumoase, avem școli frumoase, avem facultăți frumoase, avem o infrastructură care, trebuie să recunoaștem, este mult superioară celei din 1990, 93, 95. Dar, din păcate, mi se pare și sper să mă înșel că spiritul care domnește în interiorul acestor ziduri nu mai e același. Mi se pare că nu mai este acea determinare pe care am avut-o generațiile noastre, care vedeam dezlipirea de glie, de, eu știu, a pleca de la țară, de la munca câmpului, doar prin învățătură. Și atunci am fost nevoiți să învățăm ca să scăpăm de aceste greutăți. Mi se pare că acum copiii, având absolut totul încă de la început, părinții le pun pe tavă, și nu e rău poate lucrul ăsta, de tot ce au nevoie, este nevoie, acești copii poate că nu mai depun eforturile pe care generații întregi le-au depus pentru a învăța carte. Felicitări, mergeți înainte și eu sper că cei care sunteți aici, cât și colegii dumneavoastră, aveți în suflet flacăra fără de care nu poți transmite generațiilor viitoare ceea ce gândești tu. Dacă n-ai în tine această flacără, nu ai cum să o transmiți celorlalți elevi. Am întrebat mulți studenți de modele. Din păcate, n-au putut să-mi spună nici numele profesorilor cu care fac materii, ceea ce pe mine pur și simplu mi-a dat de gândit. Adică să nu ai modele în dascălii tăi, mi se pare un lucru incredibil. Sper să dumneavoastră și colegii dumneavoastră să redeveniți modele pentru elevi, iar elevii trebuie să înțeleagă că fără cei 7 ani de acasă, fără o educație solidă în preuniversitar și în universitar, nu vor face performanță niciodată în viață. Și dacă le va fi mai bine în anumite momente, prin tot felul de șmecherii care, din păcate, se fac, alea sunt vremelnice și niciodată o casă construită fără o temelie solidă nu va ține. Vă mulțumesc și vă urez succes în tot ceea ce faceți. Mulțumim domnului Cristian Toader Pasti. Mergem mai departe. Unul dintre factorii importanți în toată această discuție, chiar dacă, să zicem că s-a pus ani de zile sub semnul întrebării la nivel de țară dacă inspectoratele școlare ar trebui să mai existe sau nu, cu siguranță acestea sunt importante, sunt veriga dintre comunitățile locale, dintre școlile din comune și orașe și minister. Trebuie să spunem un lucru. Deci, degeaba avem o strategie, să spunem, la nivelul oricărei primării. De aici avem, cum spuneam, exemplu Târgu Cărbunești. Trebuie, această strategie trebuie făcută la nivel regional și național. Pentru asta nu poți să o faci la nivelul unei localități. Cu siguranță, unul dintre instrumentele foarte importante, o instituție foarte importantă, este inspectoratul școlar.
Domnul inspector școlar general tocmai este într-o videoconferință cu noul ministru al educației, domnul Liviu Pop, un prieten, de fapt, și al învățământului Gorșan și din preuniversitar, apropo că noi toți de aici suntem din preuniversitar cu o singură excepție, domnul Adelin Ungureanu și domnul Cristian Toader Pastia, am înțeles. O să rog acum pe doamna Melania Popescu, inspector școlar în cadrul ISJ Gorș, să ne spună câteva cuvinte, mai ales că dânsa are, să spunem așa, la nivelul CLDPS și toate celelalte, are un rol foarte important legat de acest lucru. Bună ziua! Mă bucur să mă aflu aici. Este un moment foarte important. Infrastructura școlară este o tematică de actualitate pentru orice moment în educație și mă bucur să văd că comunitatea locală este încă o dată alături de școală. Tematică importantă, spuneam, pentru toate timpurile și pentru că știm cu toții, progresul tehnic este într-o evoluție permanentă, până la urmă și infrastructura școlară și tot ceea ce ține de susținerea actului educațional este într-un progres, în sensul că educația trebuie adaptată la cerințele socio-economice și cerințele pieței muncii. Încă o dată aș vrea să subliniez faptul că fără sprijinul autorităților locale nu putem noi ca și școală singuri, reprezentanții școlilor, să putem fi sau să aducem la dispoziția elevilor noștri tot ceea ce este necesar pentru o educație bazată pe valorile europene. Eforturile noastre, să știți, sunt zi de zi, din toate punctele de vedere, dar, având în vedere cadrul legislativ din prezent, trebuie să punem accent pe colaborarea cu autoritățile locale. Mulțumesc! Mulțumim și noi, doamna Melania Popescu, inspectoratul școlar. O să rog și pe domnul Petrovici să ne spună câteva cuvinte, mai ales că dânsul reprezintă pe unul dintre parlamentarii gorjeni, domnul Weber. Bună ziua! Mă bucur că sunt aici împreună cu dumneavoastră. Domnul Weber chiar dorea să participe la această întâlnire, dar are ședință de comisie la Parlament. Chiar dacă este vacanță parlamentară, comisiile funcționează în continuare. Și m-a rugat să transmit în numele dânsului că vă susține în absolut toate demersurile pe care dumneavoastră le faceți și toate proiectele pe care vreți să le faceți în interesul școlii Gorjen. Ca părere personală, dacă ar fi să vorbesc despre acest subiect, sunt de acord cu tot ce au spus antevorbitorii mei înainte, că trebuie adaptată școala la cerințele de azi și dacă vorbim de infrastructură, consider că cel mai important este dotarea școlilor cu laboratoare moderne și cu tehnologie de ultimă generație, pentru ca acei copii, când vor ieși pe porțile școlii, să fie pregătiți pentru ce îi așteaptă în piața muncii. Deci asta mi se pare foarte important și o părere personală pe care o susțin de foarte mulți ani este până la urmă și schimbarea filozofiei de predare în școlile din România. Deci consider că este timpul să trecem de la un sistem de învățământ catehetic la unul euristic, să pornim de la întrebări, să ajungem la răspunsuri, nu să oferim răspunsuri pe care oricum elevii le învață mecanic și după ce ies din clasă le uită. Cred că ăsta este cel mai important, să punem accent foarte mult pe practică și pentru asta am spus că este nevoie de o dotare foarte puternică a laboratoarelor și să ne acomodăm până la urmă, să ținem pasul cu dezvoltarea tehnică din ziua de azi. Chiar vorbeam înainte de începerea acestei întâlniri cu un coleg că sunt materii care se predau care sunt deja depășite în școală. Mai ales mă refer la domeniul tehnic, IT. Iar omul când iese pe piața muncii este întrebat, dar tu știi să faci nu știu ce program? Păi nu mi s-a predat așa ceva.
Deci mi se pare foarte important ca să ținem pasul cu aceste noi cerințe pe piața muncii. Iar referitor la infrastructură, aceste proiecte care s-au pornit, înțeleg că acest proiect este pornit din 2016 și timp de un an de zile nu s-a făcut nimic la el sau foarte puțin. Aceasta este o mare problemă. Schimbarea consider eu că vine din interior. Adică dumneavoastră ar trebui să fiți primii care să veniți cu propuneri care să vă ajute în activitatea dumneavoastră. Eu cel puțin pot să vă asigur că orice propunere va veni din partea dumneavoastră va fi susținută și promovată atât în Parlamentul României cât și în cadrul Guvernului. Și tot timpul și domnul deputat Weber, atunci când i s-a cerut ajutorul, a făcut tot ce este posibil să ajute atât autoritățile locale cât și problemele legate de școli care i s-au adus la cunoștință. În final, ce pot să vă spun? Eu am un motto preferat pe care îl spun tuturor când discut despre schimbare. Deci nu poți schimba lucrurile dacă nu te implici. Cred că a venit momentul ca toți să ne implicăm în schimbarea lucrurilor în societatea românească în general și totul pornește de la fiecare dintre noi. Dacă fiecare dintre noi înțelege că poate contribui la această schimbare, eu zic că suntem pe drumul cel bun. Vă mulțumesc mult și mă bucur că sunt cu dumneavoastră la această dezbatere. Mulțumim mult de susținere. O să rog acum pe domnul Dănuț Birou, primarul de Târgu Cărbunești, în același timp fost director de școală și multe altele, cum spuneau mai devreme antevorbitorii mei. Da, mulțumesc frumos, mă bucur să fim astăzi împreună aici la această dezbatere privind Școala Goșeană, viitorul acesteia. Cariera mea a început în 1996 ca un învățător la o școală mică de țară, acolo la Ștefănești, în orașul Târgu Cărbunești. Și până anul trecut, timp de 20 de ani, am lucrat în învățământ, fiind în ultimii 4 ani director la școala gimnazială din Târgu Cărbunești. O școală mare cu peste 1000 de elevi. Lucrurile s-au schimbat, au evoluat. Faptul că acum 10 ani am intrat în Uniunea Europeană a făcut ca foarte mulți dintre compatrioții noștri tineri să-și caute un viitor mai bun dincolo de granițele țării și acest lucru a dus la o scădere demografică ce a influențat și populația școlară. Iată că la nivelul orașului nostru, din 11 școli primare care erau ca și structuri ale acestei școli gimnaziale George Uscătescu, pentru anul școlar viitor mai avem doar 5 și probabil în viitorii 4-5 ani și acestea vor dispărea, având ca principală cauză acea legea educației dată în 2011, care prevede acea finanțare per elev. Și atunci, o școală cu 5, 6, 7 elevi dintr-un sat nu mai poate să reziste având finanțarea dată pentru acești elevi. Noi trebuie să gândim foarte bine strategia în viitor, pentru că, până la urmă, investi în aceste școli foarte mici, care în câțiva ani se vor închide, face ca școli mai mari să fie văduvite de niște fonduri care ar putea să ducă la modernizarea lor. Noi am preluat acum un proiect început încă de prin 2007, când domnul Paste era primar acolo, cu un corp de clădire care să aibă laboratoare moderne de fizică, de biologie, de chimie și încă vreo câteva școli de clasă, pentru că ne pregătim ca în viitor toți acești elevi din orașul Târgu Cărbunești să poată să fie găzduiți de școala centrală, existând și acele microbuze școlare care pot să-i transporte pentru a dezvolta și învățământul și a le oferi condiții optime de pregătire. Cred că, din punct de vedere calitativ, învățământul românesc încă dă destui
elevii foarte buni, având în vedere faptul că la recent încheiatele evaluări naționale au existat foarte multe medii de 10 și foarte multe medii foarte mari. Procentul este undeva în jur de 80% în județul Gorj. Probabil și la bacalaureat va fi un procent foarte bun. Problema este că, până la urmă, în educarea unui elev sunt trei factori principali. Școală, familie și societate. Nu poți să iei totul numai de la școală dacă din părțile celelalte două nu poți să primești un învățământ de calitate. Vă mulțumesc și veți găsi un sprijin puternic în primarul orașului Târgu Cărbunești și în Consiliul Local de la Târgu Cărbunești. Mulțumim, domnului Dănuț Birău, primarul orașului Târgu Cărbunești. În această dezbatere am avut, să zicem, factori instituționali, inclusiv primăriile intră la asta. Avem alături de noi și un rol important în viața școlilor, cât și a situației cadrodidactice în ultimii ani, îl joacă sindicatele. Domnul Constantin Huică, președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământ Gorj. Bună ziua, doamnelor, domnilor! Aș începe prin a felicita pe organizatorii acestei întâlniri pentru subiectul pe care îl supune dezbaterii. De asemenea, vă felicit reprezentanții organizațiilor instituțiilor județului Gorj și pe dumneavoastră că v-ați găsit timp ca să participăm la această întrunire de un real interes. Când vorbim de infrastructură școlară, ne gândim sau gândul ne duce ce înseamnă infrastructura rutieră. Este un domeniu la fel de vast și infrastructura școlară ca și infrastructura rutieră. S-au investit în decursul celor 25 de ani foarte mult în această infrastructură școlară. Și aș începe prin a vă spune că am fost profesor 12 ani la liceul din Rovinari, un liceu care în acești 12 ani, o firmă de construcții nu a plecat din Rovinari. Într-un an zugrăvea interiorul la liceu, se muta după aceea la exteriorul școlii generale din localitate, după aceea venea și vopsea internatul liceului, după aceea se ducea la atelierele școală și așa mai departe. Timp de 12 ani aceștia au avut lucrări în Rovinari. Lucrări care cantificate, nu știu cât însemnau la vremea respectivă, dar oricum mâncau foarte mult din bugetul inspectoratului școlar, având în vedere că la vremea respectivă investițiile erau pe inspectoratul școlar și nu pe Consiliul Local. S-au făcut multe, într-adevăr, în școlile din județul Gorj. S-au modernizat, s-a schimbat acea tâmplărie, s-au igienizat unitățile școlare, dar trebuie să recunoaștem că și unele investiții au fost făcute tot în funcție de interesul politic. Mă refer aici la școlile care s-au reabilitat, iar într-un an sau doi au fost închise. Încă mai avem școli care au grupul social undeva în curtea școlii. Încă mai este un sector, baza materială sau dotările școlilor pentru orele de educație fizică. S-au făcut prin anii 2000, cred, acel program al sălilor de sport pentru școli, în care politicul iar la fel și-a pus amprenta. Săli de sport construite în localități unde populația școlară era în descreștere sau în scădere sau
săli de sport făcute pentru școli, dar la un kilometru de aceasta. Și mă refer, dau exemplu, școlii de la, sălii de sport de la Săcelu, care este undeva la 5-600 de metri de școală și este folosită pentru comunitatea locală și a fost construită pentru școala Săcelu. Chiar dacă ei mai au vreo 100 sau 200 de elevi acolo. La fel, toată lumea în școli vede cancelaria, vede culoarul școlii, nu pentru efectuarea orelor de educație fizică în, pe timpul friguros, școlile nu au o mică sală de sport, o încăpere în care să poată acel copil să facă minimum o gimnastică sau cel puțin să știe că are, că face cu adevărat, participă la o oră de educație fizică. Și aici o spunem foarte deschis. Sunt, în astfel de situații, sunt profesori care stau cu copiii în clasă, fie joacă șah, dacă joacă șah și au la dispoziție, sau îi supraveghează pe copii, iar la sfârșitul lunii își au banii de pomană. Ne făcăm pentru ceea ce sunt angajat în învățământ. Vorbeam de modernizări. Încă în județul Gorj nu există bazine de înot și de câțiva ani toată lumea să facem bazine de înot. Unde să le facem? Cred că se găsește cu un bazin de înot la parter și deasupra o sală de sport. Hai să ne uităm nu departe de baza sportivă de la UCB-ul, de la Universitatea Constantin Brâncuș, care este într-o paragină, cu excepția unui teren de tenis de câmp sau două și un teren de handbal, restul totul este o paragină acolo. Acel stadion, deci, care este funcțional, iarba este până la brâu. Pista, niște profesori care vor să lucreze acolo vin cu aparatul de stropit și dau cu erbicid ca să curețe. Eu știu că e vorba de bani aici și că UCB-ul poate nu are acești bani. Atunci s-o preia, domnule, primăria locală și există piscina aceea care înnoată broaștele în ea de 20 de ani. A fost construită de UTC-ul, n-au mai avut bani, i-au tăiat acoperișul, era piscină olimpică. Doar acoperișul mai trebuia pus și restul, toate instalațiile erau funcționale. Și chiar dacă vopsim pereții frumos, am pus în școli, am pus termopane, haideți să ne uităm ceea ce creăm și pentru indivizii care sunt în interiorul acelor pereți frumoși vopsiți. Hai să vedem laboratoarele de fizică-chimie care duc lipsă de instrumental, de instrumente, duc lipsă de substanțele pentru acele reacții chimice sau ceea ce au la lecțiile de chimie. Copilul până nu iese funcție, până nu face poc, nu este interesat. Aia atrage pe copil la ore sau interesul pentru disciplina respectivă. Să nu mai vorbim, școlile au fost dotate prin anii 95-2000, au fost cu calculatoare, prin tot felul de programe ale Ministerului sau fonduri europene. Cu acele calculatoare au rămas școlile. Iar copiii când vin la liceu, deja trec de la o Nokia de-aia veche la un iPhone sau altceva. Cam așa este diferența și se simt, cum să zic, dezavantajați față de copiii care învață în mediul urban. Și toate aceste investiții trebuie să vizeze elevul în primul rând. De cum îi oferim, așa îl atragem. Sperăm ca
factorii decizionali, instituțiile statului să se aplece și să îmbunătățească această infrastructură a școlii, în special acolo unde trebuie și unde este populație școlară, să ne concentrăm, să organizăm sau să facem centre școlare de învățământ puternice. O unitate școlară care este mai puternică cu cât are număr mai mare de elevi, cu cât are număr cadre didactice bine pregătite, și aici în urmă cu câțiva ani era vorba cu licee care erau în cădere liberă în ceea ce privește reducerea numărului de clase, pentru că și populația școlară, copiii scad și automat să reorganizăm această rețea școlară. Sunt multe de spus aici, dar las și pe ceilalți colegi să spună ce. Vă mulțumesc. O să lăsăm să intervine, mulțumim domnului Huică, să intervină puțin domnul viceprimar Adrian Tudor. Mulțumesc mult. Legat de bazinele de not, Primăria Municipiului Târgu Jiu a intrat în posesia ștrandului de la stadion cu 2 săptămâni. Proiectul este de a avea acolo un bazin acoperit la nivel olimpic. Din păcate, cel de la Debarcader, construit înainte de 89, făcut cu sis de răspundere, e adevărat, pentru aproximativ 30 de centimetri, nu are dimensiunile olimpice, dar acolo niciodată n-am găsit deschidere din partea universității. Chiar eu am dus investitor privat, care a investit foarte mult în infrastructura sportivă din municipiul Târgu Jiu. Nu a fost cale să se așeze la masă, a făcut o investiție privată mai departe, jurea și terenul de tenis în administrare, bineînțeles câștigând universitatea, nu a reușit. Acum respectivul investitor organizează 3 turnee de tenis ITF la Târgu Jiu din cele 10 care se organizează în România, adevărat, și cu sprijinul Consiliului Județean și al Primăriei Municipiului Târgu Jiu. Da, mie pare rău, era acolo o bază sportivă, aveți dreptate, care putea fi pusă în valoare. Tot profit că e domnul Petrovici aici și am și vorbit mai devreme colegul meu, Mihai Weber. Poate lansăm la nivel național, așa cum a fost sălile de sport, ca infrastructură școlară, bazine de not. Da? Noi mai avem un proiect și sus pe Narciselor, un bazin de not destinat în primul și în primul rând elevilor. Deci, cum să zic, promisiuni sunt, inițiativa este acum să ne apucăm un pic și de lucru. Da, mulțumesc! Mulțumim și noi să găsim și banii și mai ales să avem această strategie, pentru că ca să putem accesa banii europeni, pentru că fonduri locale e mai greu, este nevoie și de această strategie a investițiilor. Noi am pregătit împreună cu colegii mei de la Asociația Școala Gorjeană 2 comunicări, de fapt de la ce plecăm în acest moment, în derularea acestei idei, acestei campanii, să spunem așa, de elaborare a strategiei reabilitării infrastructurii unităților de învățământ. Domnul profesor Marius Buzerea. Bună ziua! În primul rând, în numele Asociației Școala Gorjeană, vă mulțumesc tuturor că v-ați făcut timp să ajungeți să fiți alături de noi astăzi. În nume personal, vreau să vă spun că rezonez la tot ceea ce s-a spus, iar și mai ales că s-a vorbit atât de franc și de deschis. Spunea cineva înainte că e bine să găsim un diagnostic pentru învățământ, dar înainte să stabilim un diagnostic, cred eu că ar fi bine să realizăm o radiografie. Acum, ca o paralelă, ca un comentariu scurt, mă gândesc ce bine că am făcut și că am programat această ședință, această întâlnire astăzi, pentru că mâine se dau rezultatele la bacalaureat și noi să sperăm că vor fi bune, dar dacă nu vor fi bune, toată lumea va arăta cu mâna către școală, cu degetul către școală, deși se uită că la școală, pe lângă, în școală, pe lângă dascăli, există elevi, există părinți, există comunitate locală, pentru că zidurile împrejmuresc la comunități locale, există Ministerul Educației cu dotarea și se mai uită că peste 40% din elevii din țara asta învață în licee tehnologice, unde vorbim de formare nu numai de deprinde B1,
deprindere de cunoștințe, vorbim de formare de competențe, vorbim de atitudini, de abilități. Ori asta nu se pot face fără parteneri agenții economici, spunea doamna inspectoră mai devreme, iar fără aceștia noi le certificăm din PIX. În primul rând, ne-am gândit să facem o radiografie a învățământului gorjan, dar nu din prisma dascălilor, pentru că la Asociația Școala Gorjană încercăm să ne lăsăm un piculeț, să ne dezbrăcăm de haina aceasta de dascăl și să facem o radiografie altfel și foarte corectă. Și ne-am gândit că această radiografie ar trebui să fie făcută în baza datelor statistice, unele folosite de Banca Mondială, de Consiliul Europei și de alte instituții, care să ne arate așa cum suntem și cum ne văd ceilalți, nu cum ne vedem noi, într-adevăr. În statistici, noi ne considerăm pe noi, am văzut, profesorii din România sunt pe primul loc, mi se pare, în lume, la modul în care considerăm că nu mai trebuie să fim pregătiți. Am făcut o astfel, o analiză total diferită, dar pe baze, zicem noi, solide. De asemenea, ne-am gândit că această radiografie nu putem să o facem raportându-ne doar la școlile din județul Gorj, pentru că noi avem astăzi un proiect internațional cu un liceu din Filiaș, cu un liceu din Turceni și am aflat că ambele licee școlarizează foarte multe comune, elevi din multe comune care sunt Ban Mehedinți, Ban Gorj, Ban în Filiaș. Și atunci, și în plus, mai nou, Ministerul Educației, dar și nu numai, Ministerul Muncii favorizează mobilitatea muncii. Indicatorii pe care noi i-am urmărit au fost toate indicatorii demografici. Și așa cum se poate vedea, se poate analiza, regiunea Sud-Vest Oltenia, județul Gorj stă foarte prost la scăderea populației. Dacă mi-aduc aminte, când făceam pasurile prin 2005, 2006, 2004, județul Gorj stătea foarte bine la acest capitol. În momentul de față, se pare că recuperează, iar scăderea populației este foarte accentuată. Am presupus că este interesant această analiză pe vârste de 10-14 ani, unde se observă că avem o scădere de 16% la nivelul acesta de vârstă, ceea ce mi se pare foarte mult. Dar să știți că pe altă grupă, de exemplu pe vârsta 15-19, scăderea este mult mai accentuată, până la minus 20%. Într-adevăr, nu am prins aici, dar nu pentru toate grupele această scădere este masivă, pentru că pentru alte grupe scăderea nu este sau nu este așa de masivă, ceea ce denotă faptul că are loc o îmbătrânire accentuată a populației. Spuneam mai adinoarea colegul nostru Cornel că foarte mulți, cei mai mulți elevi sunt din mediul rural și așa este. Elevii cei mai mulți, cu vârstă de 10-14 ani, sunt în mediul rural, chiar dacă ei ajung să fie școlarizați, mulți dintre ei în mediul urban. Dar așa cum este conform vedeții populației, în jur de 40% și pondra se păstrează pe 6-7 ani, 40%, 45%, 44%, 55%, 55% respectiv în mediul rural. Alți indicatori pe care noi am avut în vedere au fost indicatorii economici, iar ponderea VAB, valoarea adăugată a produsului brut, și aici mă refer la ceea ce se dezvoltă, ceea ce se și ca produs, ca și ca serviciu, este una foarte mică în regiunea Sud-Vest Oltenia. Dacă vă uitați, este în jur de 7,5. Pe de altă parte, dacă ne uităm din 2008 încoace, este cam la fel de mică. Ponderea forței de muncă, din întreprinderi active nou create cu capital străin, în regiunea Sud-Vest Oltenia, este una dintre cele mai mici din țară. De fapt, cea mai mică din țară. Și ne gândim că aici există și un mare investitor fort. Repartizarea populației ocupate. Aici am pus acest tabel, acești indicatori, doar ce mi s-au părut foarte interesanți. Mi s-au părut
dacă facem abstracție că industria extractivă deține în jur de 28-30%, 33% din populația activă, următoarea ramură importantă este administrația publică, care are un volum foarte mare de forță de muncă. Referitor la indicatorii pentru piața muncii, să știți că și aici nu am găsit date foarte încurajatoare. Incidența șomajului de lungă durată pentru tineri, 65% în 2014, este destul de mare. Este destul de mare și printre cele mai mari la nivelul țării. Șomerii registrați pe nivele de educație. Aici am vrut să vedem și am observat că suntem în trendul, județul Gorj este în trendul regiunii. Într-adevăr, cei mai puțini studenți sunt cu studii superioare, apoi cu studii liceale și post-liceale. Nivelul de studii al populației ocupate în ultimii 6-7 ani a scăzut atât pe mediul urban cât și pe mediul rural, nivelul de educație a acestora, astfel că în 2015 a crescut foarte mult ponderea celor cu studii superioare. Populația ocupată civilă, pe ramuri. Noi am vrut să le... ne-a fost foarte greu să lucrăm cu aceste date, pentru că în fiecare an Institutul Național de Statistică nu le păstrează același format. De exemplu, un exemplu simplu. Odată industria extractivă apare la industrie, alături de industria prelucrătoare, iar în altă parte apar defalcate și atunci este destul de greu de corroborat. Dar ele deja au apărut, sunt pe site-ul Consiliului Județean, am observat pe ISJ Gorj, indicator din domeniul educației pe Gorj și pe regiunea Sud-Vest-Oltenia. Aici, dacă ne referim la rata netă de cuprindere, județul Gorj stă foarte bine atât la nivel de țară, cât și la nivel de regiune. Sunt cuprinși, în regiune sunt cuprinși, în județul Gorj sunt cuprinși un număr foarte mare de elevi, iar rata de absolvire, nu știu cât se poate vedea de bine, rata de absolvire a regiunea Sud-Vest-Oltenia și în județul Gorj este una foarte mare. Este, de fapt, cea mai mare rată de absolvire din țară. Ceea ce, pentru învățământul gorjean, este încurajator. În plus, aici poate ar fi bine ca aceste analize să fie dezbătute și cu învățământul universitar, pentru că, deși la regiunea Sud-Vest-Oltenia și inclusiv în județul Gorj, rata de absolvire este de peste 90%, 98% din cele mai mari din țară, tranziția către învățământul universitar, și aici ne referim la numărul de elevi care intră în fiecare an și care mai departe, peste câțiva ani se termine, este una foarte mică. Dacă județul Dolj are undeva 80, doar 20% din elevi din Gorj sunt interesați să meargă mai departe către învățământul universitar. Lucru care este curios, mai ales dacă ne gândim că această rată este sub rata de promovare a examenului de bacalaureat. Și totuși aceștia sunt interesați să migreze sau să facă altceva. Rata abandonului școlar. Din nou, dacă ne raportăm la regiune, stăm bine, iar regiunea Sud-Vest-Oltenia, la nivel de țară, stă iarăși relativ bine, atât pe mediul rural, cât și pe mediul urban. Analiza mediului intern. Analiza mediului intern am făcut-o în raport cu datele Băncii Mondiale. Și ei consideră, de exemplu, un studiu făcut de Regatul Unit, că o problemă în România este supraaglomerarea școlilor. Și aici sunt câteva județe în care se arată că școlile sunt supraaglomerate. Dar, de asemenea, tot în aceste dezbateri ale lor, spun că supraaglomerarea școlilor nu este neapărat un factor care poate să contribuie decisiv la nereușita școlară a elevului.
În schimb, ei spun că supraaglomerarea claselor poate să contribuie la aceasta, mai ales dacă ne gândim că există o limită de 2 metri pătrați, iar în România, în foarte multe locuri, limita este de 1,63 metri pătrați pentru fiecare elev. Sălile de clasă consideră ei că sunt realizate și dotate cu mobilier inadecvat pentru lucru pe grupe sau pentru implementarea altor abordări didactice. 47% din școli nu facilitează accesul elevilor cu dizabilități. De fapt, nici nu cred că se poate în acel 1,63 m să intre un elev cu scaun cu rotile sau cu cadru sau cu diverse dispozitive pentru deplasare. Lipsa unei legislații clare cu privire la elevi cu nevoi speciale. Legea spune că trebuie să le asigur școlarizarea, dar nu spune mai departe ce trebuie să facă o unitate și până unde trebuie să meargă unitatea. Număr mare de școli cu mobilier învechit. Surprinzător, județul Gorj, în această statistică a Băncii Mondiale, stă foarte bine. Dacă ne uităm, este în partea superioară, unde numărul de clase dotate cu mobilier vechi este relativ mic. Dacă ar fi să ne comparăm cu județe precum Bistrița, Giurgiu, Covasna, Maramureșul și așa mai departe. 42% din școli din România sunt construite în zone cu risc seismic, iar o treime din ele sunt construite înainte de anii 60. 90% din școlile primare din România nu au biblioteci. Asta este o analiză făcută pe baza datelor încărcate de școli în SIR. Iar aici, cu ce zicea domnul Buică, 72% din școli din mediul rural nu au laboratoare de științe. Ori, dacă ne gândim bine, acești elevi vor da bacul mai departe la liceu, la biologie, și ne așteptăm ca această rată de promovare la biologie, la anatomie, să fie una foarte mare când ei nu studiază științe, biologie. Iar această rată este și mai mică dacă vorbim de laboratoare de fizică și chimie. 20% din școlile profesionale din România nu au ateliere. 40% din școlile din țară nu au sală de sport proprie. Județul Gorj stă foarte bine la acești indicatori care i-am spus mai până acum. Dar în aceste studii am văzut hărți cu județe întregi în Moldova și în sudul Munteniei, în care rata, numărul de școli care nu au sală de sport este în jur de 70%. 24% din școlile în mediul rural nu au acces la internet față de 5% din mediul urban. Este greu. Este o diferență foarte mare între învățământul rural și învățământul urban. 25% sunt încălzite cu sobe, 30% din școli au grupurile sanitare în curte, 25% din școli nu au sistem centralizat și aici avem un grafic, iar unde, de exemplu, dacă ar fi să ne raportăm, județul Gorj este undeva tinde către zero în ceea ce privește școli fără autorizație sanitară, ceea ce înseamnă că autoritățile locale s-au implicat. Dacă ne uităm în partea cealaltă, se ajunge până la procente de peste 50% școli care nu au autorizație sanitară. 45% din elevii care au repetat o clasă, elevii de gimnaziu, nu finalizează studiile, iar la liceu rata repetenției este cea mai mare în clasa a noua și este dublă în mediul rural. Și la rata de repetenție și la rata de abandon, județul Gorj este undeva, stă foarte bine, dar, de exemplu, uitați-vă, județul Sibiu, județul Dolj, diferențele între mediul urban și mediul rural sunt foarte mari și la fel rata de repetenție este una foarte ridicată. Banca Mondială a găsit alți indicatori, inadecvarea vârstei la nivelul clasei.
și Banca Mondială dă exemplu pozitiv de data aceasta județul Gorj, unde s-a respectat acest indice și îl compară cu județul Mureș. Pe de altă parte, rata de abandon, această statistică mi s-a părut foarte interesantă, pentru că și cred că ar trebui să se ține cont în liceele tehnologice, mai ales în cele care lucrează acum la proiectul acesta ROSE. Noi ne-am oprit acum cu colegii noștri pentru că, citind aceste rezultate, am aflat și noi cu surprindere, dar așa este, că rata de repetenție este în clasa 9, la învățământul obligatoriu, iar în clasa 11 este iarăși un vârf al abandonului școlar, în învățământul care nu mai este obligatoriu. La fel, rata de abandon școlar este foarte mare în mediul rural, rata de promovare este mult mai mare în mediul rural, în mediul urban decât în mediul rural și, la fel, există diferențe semnificative între rezultatele obținute la evaluarea națională și la examenul de bacalaureat între elevii din mediul rural și mediul urban. Pe de altă parte, asta am vrut să subliniez exact ce a spus domnul Huică, dar aș vrea să mai spun că această analiză noastră arată că există diferențe nu numai între mediul urban și mediul rural, există diferențe foarte mari între județe și între regiuni, iar se pot face corelații foarte, foarte subtile și sunt evidente. Ne uitam cu Cornel ieri la statisticele pe zona, în special zona de vest, unde zona rurală, rezultatele au bune, dar și zona rurală, elevii din zona rurală variau între 20 și 40% față de zona Gorj, care se duce undeva către 50% sau alte zone din sud sau din Moldova. Ne-am gândit că n-ar fi bine să tragem noi aceste concluzii, pentru că fiind o dezbatere, trebuie să fie o invitație să tragem împreună aceste concluzii. Ne-am gândit că orice început pe care, chiar dacă am fi orice am fi scris noi, ar fi canalizat discuțiile într-o anumită direcție și nu dorim acest lucru. Am analizat mai multe surse bibliografice și atât. Vă mulțumim. Mulțumim și noi domnului Marius Buzerea. Cu siguranță e doar un început în această direcție. Această comunicare o puteți găsi și pe site-ul Asociația Școala Gorjeană, de fapt revista Școala Gorjeană. Mergem mai departe. Avem o altă comunicare realizată de domnul lector universitar dr. Adelin Ungureanu de la Universitatea din Petroșani și dânsul în conducerea Asociației Școala Gorjeană. Mulțumesc mult! Bună ziua! Suntem la aproape o oră și jumătate de la începutul dezbaterilor. Promit că ne vom încadra în timpul pe care l-a anunțat domnul profesor Șomăcu. În ceea ce privește tema supusă discuției, voi continua în aceeași linie și voi aduce în discuție în domeniul acesta al dezvoltării infrastructurii școlare câteva principii, criterii și în final, asta și pentru a înțelege cum stăteau lucrurile în timp, voi prezenta câteva date exacte sau apropiate de cele exacte despre interesul în domeniul învățământului în urmă cu 10 sau chiar mai bine de un secol. Vorbim de reforme încă de pe vremea lui Cuza, continuăm cu ele, reformăm, ajungem la rezultate, uneori nu ne mulțumesc și așa că trebuie să o luăm de la capăt. În domeniul acesta al dezvoltării patrimoniului școlilor, sunt implicați în baza legislației actuale și a sistemului de funcționare al învățământului mai mulți factori. Nu doar școala este implicată, nu doar școala este responsabilă. Avem în vedere baza patrimonială și gândul și actele normative ne trimit și la forurile administrative locale. Învățământul are parte de coordonări multiple, pe linie didactică, pe linie metodică, peste școală avem ca organ ierarhic superior inspectoratele școlare, apoi Ministerul Educației, pe domeniul patrimonial, cum am spus, colectivitatea locală, Consiliul Local cu implicații directe primarul, apoi Consiliul Județean și implicit Guvernul ca și coordonator al puterii executive. Între toate acestea trebuie să existe
corelație pentru a se ajunge la anumite rezultate concrete, nu doar pentru menținere, ci pentru dezvoltarea infrastructurii școlare. Au fost deja trimiteri către acele școli de sport, acele săli de sport. Procentul, l-am aflat și eu de la domnul director Buzerea, de 40% sună așa cum sună. Din păcate, nu toate sunt utilizate sau nu sunt utilizate la capacitate maximă, dar pe lângă acestea sunt și alte deficiențe în ceea ce privește investițiile în școală. Pe de altă parte, suntem în perioada în care învățământul nu mai este dedicat doar tinerilor, doar copiilor. Avem învățământ pe toată durata vieții, în mai toate domeniile de activitate se organizează cursuri de perfecționare, diverse alte tipuri de pregătiri. Din păcate și aici avem parte de un formalism mai mult sau mai puțin excesiv, dar știm că el există. Totuși, având în vedere așadar că mai toți suntem implicați, indiferent de vârstă, în învățământ, interesul trebuie să fie mai mare și în plan individual. Nu totul aruncat, nu totul dus cu gândul și cu privirea către autorități și către anumiți decidenți. Dacă fiecare își face treaba acolo unde este, un pic se cunoaște și în acest domeniu care ne privește pe toți, de la copii, părinți, bunici sau beneficiari, direcți sau indirecți ai actului educațional. Un alt principiu are în vedere armonizarea sau încadrarea acestor demersuri, acestor proiecte, între alte strategii. Mai fiecare dintre cele 70 de localități ale județului Gorj, dar și cele din județele învecinate, au strategii proprii de dezvoltare. Nu cred că există strategie în care învățământul, și mai mult, sub latura sa patrimonială, să nu fi fost prins. Nu știu însă ce finalitate au avut. Și dacă vreți, mergem la nivel macro, găsim și strategii la nivel național. Strategii privind incluziunea socială a populației de etnie romă, strategii privind cercetarea și inovarea, strategii privind competitivitatea sau alte tipuri de armonizări cu sistemele educative europene. Dacă aceste strategii au fost bine făcute, nu rămâne decât să se treacă la aplicarea lor. Dacă n-au fost bine făcute, aplicarea va fi fără vreun fel de finalitate concretă sau poate mai puțin cea dorită. Se pot face lucrări și în școală și chiar multe cu fonduri atrase. Au fost ani foarte buni în atragerea surselor de finanțare externă, ani cu rezultate mai puțin bune, dar nu mai puțin adevărat că au existat perioade în istoria recentă a țării în care și de la nivel guvernamental alocările pentru infrastructură școlară au fost la anumite cote, să zicem, acceptabile. Și poate ne amintim anii 2006, anii 2007, 2008, înainte de criza economică și încet, încet lucrurile par a reveni pe acest făgaș, cel puțin în privința asigurării fie a unor cote de participare pentru programe cu finanțare externă, fie a unor finanțări directe dinspre zona guvernamentală. În privința amplasării investițiilor, este adevărat, s-au făcut pași importanți, sunt școli bine dotate comparativ cu anii 80 sau începutul anilor 90. Sunt școli în care s-a investit mult și din păcate nu mai vrea să sunt copii, dar sunt și școli care lucrează la capacitate maximă sau ridicată, cu două schimburi pe zi, cu săli care nu sunt libere pentru alte activități, datorită cererii mari, și mă refer de regulă la instituțiile școlare din zona Târgu Jiului, din zona centrului județului, așa cum știți, cu program pe două schimburi. În privința legislației, și este ultimul principiu la care mă refer, suntem un stat cu vreo 40.000 de acte normative în vigoare, doar calculatorul le știe pe toate. Pe de altă parte, acel adagiu latin, nemo censetur, ignorare legem, nu dă voie nimănui să greșească. Nu știu cât de clară este legislația în domeniul finanțării cu surse externe, din punctul meu de vedere nu este foarte clară, este rog de a fi perfecționată chiar mult. Școala nu poate face nimic în acest sens, din păcate nici autorităților locale nu au niciun fel de pârghie. Singurii ce pot iniția modificări în domeniul legislativ sunt
parlamentarii, am înțeles că toți deja muncesc, orice parlamentar poate iniția modificarea unei legi sau o propunere legislativă. De asemenea, guvernul face acest lucru, iar singurul lian direct între comunitatea locală și acesta reprezintă instituția prefectului în fiecare județ și în România circa 90% din legile adoptate de către Parlament au fost inițiate de către guvern. Există mai mult la nivel teoretic o posibilitate ca noi toți să facem ceva în acest sens, să inițiem modificarea unei legi sau din potrivă să inițiem chiar o lege în integralitatea ei, dar v-am zis că este aproape teoretică. Pentru a iniția o lege din partea cetățenilor în România este nevoie de 100.000 de susținători cu drept de vot, 100.000 de cetățeni cu drept de vot, aceștia să domicilieze în cel puțin un sfert din unitățile administrative județene ale țării și în capitală și din fiecare județ să fie cel puțin 5.000 de astfel de susținători. Procedura, deși simplificată odată cu revizuirea Constituției din octombrie 2003, nu ne dă prea mari speranțe în a putea a avea implicări cu finalitate în actul legislativ. Așadar, rămân primele două variante pentru a încerca o clarificare a legislației în acest sens. Trecând de domeniul principiilor, trebuie să avem în vedere și câteva criterii la realizarea infrastructurii școlare, necesitățile unităților de învățământ, nu voi insista asupra lor, am promis că închei, deja am depășit, dar promit că în 5 minute mă încadrez, voi merge însă pe câteva aspecte demografice și anume, am pregătit câteva date pe care unii dintre dumneavoastră cu siguranță le-ați auzit sau chiar le-ați străit, pentru a vedea de ce anumite investiții poate sunt blocate chiar dacă se spune mai mult sau mai puțin. În anul 1961 se nășteau în România 324.859 de copii. În anul 1967, după modificările legislative despre care cu siguranță știți și s-a scris și spus atâta 29, se nășteau în România 527.764 de copii. La Revoluție, 1989, 369, începe imediat efectul noi legislații și nu numai. În 1990 avem 315.000 copii născuți, mergem în timp și regăsim anul 2010 cu 212.000, 2011 196.000, 2015 185.000 și 2016 o ușoară creștere, 191.000 de copii născuți în România. Din păcate apare și un al doilea fenomen în ultimii 10 ani, poate fi și din fericire, dar având în vedere populația școlară românească, scoatem în evidență partea negativă. Mulți copii români se nasc în străinătate. În 2008 avem 14.800, iar în 2013 30 de copii din părinți români sunt născuți în afara granițelor țării. Foarte puțin probabil ca ei să urmeze învățământul în România, chiar dacă unii se vor întoarce. În privința criteriilor, o alternativă a fost transportul copiilor către alte centre de învățământ are efecte pozitive pentru sistem, scad cheltuielile. Pentru copii, naveta de la 6 ani, nu știu cât de bine este privită și acceptată de către organismul acestora, dar este o realitate a vremurilor noastre și probabil un rezultat al combinării factorului uman cu cel economic. Cel de-al patrulea criteriu privind necesitățile forței de muncă, cred că sunt preocupări mai mult la nivelul învățământului universitar. Fiecare universitate are programe de inserție profesională și urmărește absolvenții. Procentul nu e deloc îmbucurător. Sunt specializări la care foarte puțin dintre absolvenți se încadrează pe domeniul pe care l-au absolvit. Închei cu câteva date concrete și anume pentru a avea în vedere cum era privit învățământul altădată, cum era acesta văzut în alte vremuri. Vreau să vă spun că în anul 1932, în bugetul unei comune gorjene, cu o populație de sub 3.000 de locuitori, s-a prevăzut ca pentru învățământ să se aloce 30% din totalul fondurilor disponibile. Bugetul localității avea 137.471 de lei, la valoarea euroului din 1933,
Și din acestea, 40.290 de lei alocate pentru școală. Anul următor, aceeași comună, 3.000 de locuitori, aproba un buget total consolidat de 161.315 lei, iar pentru învățământ aloga 35%, 55.917 lei. Dacă este bine sau este rău, nu pot să fac niciun fel de apreciere, fiecare dintre noi va face acest lucru. E vorba de Comuna Novaci, Comuna Interbelică, anii 1933-1934. Și pentru a merge și mai departe în timp, în România antebelică, bugetul țării la nivelul anului 1894, aprobat în anul 1893, era de 204.236.007 lei, repet, leu românesc la nivelul anului 1884, pentru Ministerul de Culte și Instrucțiune Publică, învățământul de azi, se alocau 19.907.305 lei, mai exact 9,7%. Nu știu cât o fi revenit cultelor din cele 10%, dar mă îndoiesc că mai mult decât ar fi revenit educației, chiar dacă vorbim de anii 1880. Cred că înaintea și în urmă cu 100 și mai bine de ani, din acești 9,7% pe care îi dădeau pentru cult, pentru cult și învățământ, cel puțin 6% îi alocau învățământului. Și cu asta închei. Mulțumesc mult! O zi cât mai răcoroasă tuturor! Mulțumim, domnule Adelin Ungureanu! Iată că am intrat și în istorie, ca să aflăm cum se făcea altădată. Ia gândiți-vă de unde a plecat ideea cu 6%. Iată, la sfârșitul secolului XIX, era chiar mai mare de 6% bugetul pentru învățământ. Dar toate acestea sunt doar niște constatări. Cu siguranță comunicările ar putea să continue. Trebuie să ajungem și la niște concluzii, mai ales că e o emisiune televizată și am cam depășit timpul acordat pentru ediția specială care se va difuza mâine seară. În legătură cu asta, eu îmi permit să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră de astăzi, începând cu instituțiile partenere, Prefectura Județului Gorj, Consiliul Județean, Inspectoratul Școlar, Primăria Târgu Jiu, dar și cu liceele, și acum o să încerc să spun și toate liceele, că la început m-am bâlbâit, o să încerc să iau după tabel. Deci, în ordinea instituției așezate aici, facem așa o masă rotundă, cum s-ar spune. Deci, mulțumesc și Fundației Culturale și Civice General George Magheru, care este reprezentată aici, chiar la nivel de vârf. Mulțumesc domnului Constantin Huică, președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământ Gorj. Mulțumim unor instituții de învățământ acum și avem aici Colegiul Economic Virgil Magiaru, Colegiul Tehnic General Gheorghe Magheru, Colegiul Tehnic numărul 2 Târgu Jiu, Colegiul Tehnic Mătăsari, Liceul Tehnologii Roșia de Amaradia, dacă spun bine, așa. Avem aici pe doamna Prezeanu Nicoleta, director, și domnia sa, doamna Haidău Ana Daria, directorul Liceului de Artă, am eu ceva cu asta să vă bâlbâi la aici. Bineînțeles, Muzeul Județean, școlii gimnaziale Antonie Mogoș, unde avem aici o delegație importantă, domnului primar, care între timp a trebuit să plece, domnului primar de la Cărbunești, primăriei Bălești, a fost aici și contabilul șef și n-a putut să ajungă domnul primar. Au mai fost și alți primari care au confirmat participarea, dar între timp au apărut alte evenimente. Domnului Lăscăteu Nicolae, director de la școala gimnazială Drăguțești, și între timp, deși a venit de la început, dânsa asta mai departe, doamna Crina, care acum reprezintă două unități de învățământ, dacă așa, sau? E bine? Deci Roșia, Jiu și Magheru, zic bine. Bineînțeles, tuturor celor prezenți aici, inclusiv postului de televiziune în SATV, mulțumim și sperăm să ne întâlnim la o nouă dezbatere în toamnă, în care să ajungem deja la concluzii și cu date mai concrete. Eu sper că această vară va fi benefică din acest punct de vedere și să ne vedem cu bine la toamnă pe un nou subiect de acest gen.